Doctorul Ciprian Cristescu trebuia udat cu un furtun cu apă și închis până se liniștea. Este părerea unuia dintre șefii de sindicat ai polițiștilor. Deși recunosc faptul că nu există proceduri clare de intervenție, aceiași lideri cred că cei doi agenți au respectat legea, iar medicul a încălcat-o flagrant. La fel cum a făcut și șeful celor doi polițiști anchetat acum. Implicat într-un scandal aproape identic, Cristian Băureanu a comentat și el imaginile în care medicul este târât pe asfalt de agenții poliției rutiere. Să fie circ. Hai să facem circ. Deși nicio lege nu interzice să coboare din autoturism, faptul că i-a provocat și i-a jignit pe cei doi agenți a fost prima greșeală a medicului Cristescu și nu a fost singura. Câteva secunde mai târziu, nu-și lasă soția să sufle în aparatul etilotest. Nu sufli, mă! Nu trebuia să intervină în relația polițist-conducător-auto. Aici a greșit doctorul. Până în acest punct, scenariul este aproape identic cu cel al scandalului provocat de Cristian Băureanu. La fel ca medicul Cristescu, fostul parlamentar i-a jignit pe agenții care au oprit-o pentru un control pe iubita sa. Acum e de partea legii, dar nu a polițiștilor. Imaginile vorbesc de la sine. N-are nicio treabă poliția cu ce se întâmplă într-o seară, într-un dos de stradă, cu cineva care abuzează de uniforma pe care o poartă. La fel ca și în cazul Băureanu, medicul este cel care escaladează conflictul. Îi înjură pe polițiști. Auzi, puștiu, câți ani ai mâncat în jurata? 35. Eu am 49. Dă-te, că sunt mai mare ca tine. A. Da? Iar mai apoi smulge telefonul unui agent. Alo, închide telefonul. Să nu te văd. Alo, o, viața mea, nu mai ai telefon. Este momentul în care agenții comit și ei o greșeală. Conform codului de proceduri, medicul trebuia imobilizat și încătușat. Agenții de poliție au procedat corect și... Da, l-au târât. Păi nu trebuia târât, trebuia în secunda 2 încătușat și băgat în mașină, dus în mașină, eventual pus un furtun de apă pe el, s-au lăsat într-o boxă până când se trezea și realiza ceea ce a făcut. Unul din cele mai mari păcate ale noastre în România este că generalizăm. Medicii fac aia, politicienii fac aia, poliția face aia. Nu, poliția e foarte în regulă. La fel ca ministrul de interne, șefii de sindicat sunt de părere că astfel de episoade, tot mai dese în ultima perioadă, pot fi evitate printr-o campanie de informare a populației. Eu cred că 90% din cetățenii României nu știu cum să procedeze corect atunci când sunt opriți în trafic sau când sunt obligați să se legitimeze. Dacă a fost sau nu un abuz, vor stabili procurorii. La rândul său, medicul Cristescu riscă dosar penal pentru ultraj. Un alt cap care ar putea cădea în acest scandal este cel al șefului celor doi polițiști, care nu a raportat superiorilor incidentul și nu a sesizat parchetul.